Bine ați venit la fermă! De dimineață, la fermă, Irina găina își clocește cu mare dragoste cele 3 ouă. Niciodată nu a avut ouă atât de frumoase. Sunt perfect netede și de culoare roz bombon. Deodată, stomacul îi începe să chiore. Găinii îi este foame. Irina se ridică în vârful gheruțelor, atentă să nu miște nici cel mai subțirel fir de pai. Se duce să ciugulească la repezeală câteva boabe de porumb, apoi 2 minute la toaletă să facă pipi. Dar vai, când se întoarce în cuibar, vede paiele răvășite, iar ouăle au dispărut. Irina se duce într-un suflet pe câmp la prietena ei, Codruța Văcuța. Mi-au dispărut ouăle, se plânge ea. Le-ai văzut cumva? Nu, îi răspunde Văcuța. Pe soarele ăsta nu văd nici trenurile când trec. Întreabă pe Viorica. Ea are ochelari mai buni. Irina fuge să o întrebe pe prietena ei, iepurica Viorica. Viorica, mi-au dispărut ouăle, le-ai văzut tu pe undeva? Ouă? Se miră Viorica. Ia uite-te în jur, vezi altceva în afară de iepurași? Iar eu trebuie să am grijă lor. Du-te să-l întrebi pe Petruși, viața lui e mult mai liniștită. Irina se duce în grajd, unde îl găsește pe Măgăruș picotind. Urechile lungi cad peste ochi. Irina ridică una dintre ele, apoi pe cealaltă. Cu toate astea, Petruș nu mișcă nicio geană. Atunci, găina îl gâdilă puțin în vârful botului. Însă nici asta nu funcționează. Măgărușul doarme dus. Irina se hotărăște să plece la baltă, să o caute pe purcelușa pușă. O găsește pregătită să facă o baie în nămol. Mi-au dispărut ouăle, nu cumva le-ai văzut? Întreabă Irina. Regret, n-am văzut nimic. Eram prea ocupată să-i păzesc pe micuții mei. Nu s-au oprit deloc din alergat toată dimineața. Dar poate că au ei vreo idee. Când ajung în fața cotețului, pe Irina și pe Pușa le așteaptă o mare surpriză. Godăceii se pregătesc să numere ouăle dintr-o movilă multicolor. Ce-i cu toate ouăle astea aici? Se miră Pușa. Sunt ouăle noastre de ciocolată, exclamă purcelul Sam. E Paștele astăzi, adaugă Tom foarte încântat. Da, s-au auzit clopotele bătând de cum a cântat cocoșul, guiță Tim. Deodată se aud 3 zgomote ușoare. Mai întâi, cioc, 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 apoi prr, prr, poc. Ia te uită, purcelușii au crezut că și ouăle Irinei sunt ouă de Paște. Și ce să vezi? 3 puișori piuie vesel. Bine ați venit la fermă! Îi întâmpină Irina și purcelușii.